Direcția de Sănătate Publică Mehedinți a declarat focar de COVID-19 în orașul Strehaia. Doar în ultimele 48 de ore au fost confirmate 10 cazuri pozitive. Cu toții se află internați și izolați în Spitalul Județean de Urgență, inclusiv membrii familiei și alte 5 persoane contaminate. Cazurile cresc alarmant în orașul Strehaia. Direcția de Sănătate Publică Mehedinți a demarat o anchetă epidemiologică care este în desfășurare. Începând cu data de 6 iulie, anul curent, Direcția de Sănătate Publică Mehedinți a declarat un focar de COVID-19 într-o localitate din județul Mehedinți, unde au fost confirmate până în prezent 10 cazuri de infectare cu noul coronavirus. Dintre acestea, o familie cu 5 membri și 5 persoane contacți ai familiei. Toate persoanele se află internate în acest moment, iar ancheta epidemiologică este în desfășurare și este efectuată de către medici epidemiologi ai Direcției de Sănătate Publică. Din păcate, numărul de îmbolnăviri crește la nivelul întregului județ și nu numai. În România, astăzi au fost raportate 555 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare număr înregistrat în România de la începutul pandemiei. În județul Mehedinți, numărul de cazuri a crescut cu 9 pozitivi în ultimile 24 de ore și de la începutul pandemiei au fost confirmate 227 de cazuri.